Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela, am revenit cu partea a doua, sper că ați ascultat-o pe prima, dacă nu vă trimit, să vedem, să ascultați și să vedem cum se leagă etalările, dacă au vreo legătură. Am zis că acum o să fac voi în relație cu cineva. Vedem cine apare, mama, tata, sora, fratele, colegul, iubita, visata. Energia comună dintre voi și partenerul, partenera voastră. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în Scorpion, august 2020. Energie comună. Justiția. Justiția. Teoretic ar trebui să se echilibreze situația. Oh, da, suflete perechi. Pentru mine aceasta este cartea celor care au, dacă aveți marcaș sfârșit de balanță început de scorpion, da? Conjuncție pentru unii. Încep lucrurile să se echilibreze, deocamdată așa apar cărțile. Se dorește comunicare, o comunicare practică, care aduce stabilitate și pasiune. Și bucurie. Cineva vrea să se miște repede, să vină repede în viața voastră, după ce s-a ținut, s-a temperat, vrea să vină să comunice. A fost o separare între voi care a produs multă, multă confuzie și durere, dar trebuie să vă lăsați, să vă eliberați de trecut și să manifestați acest echilibru. Foarte frumos. Balanță. Știu că mulți vor cu balanță, nu neapărat justiția, vreau să zic, dar există și varianta unei balanțe în viața unora. A unora, nu a tuturor. Scorpioni. Sau cei cu soare, lună, Venus, prea multe, da? Da, iar apare o separare între voi și altcineva din cauza confuziilor, tăcere, regrete, fric, ceață, dar acum se dorește creștere, vindecare și cât mai rapidă. Scorpion. Ce simte scorpionul pentru persoana care va apare în această etalare? Ce simte scorpionul? Ia uite puterea! Ce drăguț! Ați avut și la prima etalare? Îmi place când se confirmă puterea. Amândouă. Amândouă au un animăluț lângă ele, da? Trebuie să ne ridicăm deasupra naturii umane. Și nu în sensul de natura umană are și bune și rele, da? Să ne ridicăm deasupra egoului, tendințelor materiale, fizice, știți ce vreau să spun, și să zburăm către infinit, către transformare, către spiritualitate. Ce simțiți voi? Pentru unii, să zicem, pentru unii, dau mai multe variante, că așa dau eu de obicei și voi vă alegeți cum se potrivește în viața voastră. Pentru unii posibil să simțiți pentru cineva cu marcaj în leu fecioară. Dar simțiți că aveți putere în această perioadă, chiar dacă a fost grea, ați devenit mai puternici, da? Și vreți victorie într-o situație în care voi, în această relație, a trebuit să așteptați, să vă echilibrați, să alegeți, sau ei au trebuit să aleagă, să aleagă între asta, a aștepta, a analiza sau a veni în forță cu dorința de victorie, de exprimare a pasiunii și la la la. Ce simte cealaltă persoană pentru voi? O să clarific. Cealaltă persoană ce simte pentru voi? Ia, ce? Oh. Judecata. Deci cineva clar își dorește cu balanță, cu justiție. Balanță, e balanță, e balanță, n-am ce să zic, da? E balanță.
Mă gândeam la obiect, nu la zodie, da? Cineva își dorește împăcarea, își dorește să asculte intuiția, să-și asculte intuiția. Acea Marea Preoteasă și Soarele, care l-am văzut în prima parte, foarte posibil să se refere la acest personaj, să fie avut o revelație, divinitatea să-i fi vorbit pe o anumită cale și să își dorească comunicarea, că judecata asta înseamnă și comunicare, e o trâmbiță, se comunică, își dorește comunicarea. Dar altfel decât a fost până acum, eventual, rămâne de văzut, încă stă și analizează cum să transforme situația, dacă să renunțe sau să meargă și să transforme. Da? O, da, astfel de, ia uite ce frumos, își dorește, ce simte, multă pasiune. Simte multă pasiune, dar nu exprimă deocamdată. Și pentru că nu exprimă, amândoi vă simțiți, iaute, trebuie să vă vindecați, vă simțiți izolați, separați, dar trebuie să apară această lumină. Îmi place cartea asta, apare o lumină între voi. Și lumina aceasta vă aduce, vă inspiră pe amândoi, separat și împreună, da? După o situație în care a stagnat. Iaute. Și a stagnat pentru că a trebuit să vă vindecați. Steaua. Da. De regrete, de decepții, de ego. Mai ales ei, că e partea lor. Da. Dacă voi vreți să fiți aici, evident că poate să fie și despre voi. Dar voi ar fi să fiți aici. Ia, clarificăm puterea. Ce simte scorpionul? O, regele de monede. Poate să fie, cum am zis cineva, cu marcaj în fecioară sau un alt semn de pământ. Pentru unii. Pentru unii. Nu e obligatoriu. Dar simțiți că aveți nevoie de echilibru, ia uite, soarele, multă bucurie. Iar apare semnul fecioarei pentru unii. Ați primit o inspirație, iar apare soarele, inspirație, lumina pe care o caută eremitul în întuneric, în această situație în care ați fost și nu ați vorbit, nu ați comunicat, o lecție spirituală pe care începe să o înțelegeți. Inspirație, așa o văd, afară de bucurie, până la bucurie, vedem dacă se va manifesta și bucuria, este această erupție de lumină și a mai fost încă una. Care a mai fost? Probabil că aia a fost la început și nu mai găsesc. Între timp am amestecat cărțile. A fost Dumnezeu vorbește, da? Dumnezeu vorbește și se pare că vorbește și în sufletul lor și în sufletul vostru, că aici este cartea, aici vorbesc cărțile despre voi, dar se face lumină într-o lecție spirituală și se merge mai departe. Vă doriți stabilitate. Asta înseamnă să renunțați. Să renunțați la ceea ce vă creează confuzii, da? La ce vă creează confuzii și vă consumă energetic. Eventual la anumite relații care vă consumă. Da, iar apare turnul. Vreți stabilitate. Este normal, mai ales că sunt vremuri foarte speciale. Vreți un bărbat eventual asumat care vă protejează, care vă asigură ce aveți nevoie? Eventual, când dacă ar fi vorba de voi, să citesc această carte din perspectiva voastră. Vreți să manifestați stabilitate și valori. Da. Valori adevărate. Este totuși rege de monede, da? Înconjurat de aur. Valori. Vreți valori. Și nu vorbesc de obiecte. Vreți să trăiți într-o viață principială, care să vă puteți respecta principiile. Clarifică în judecata. În privința. Oh, stai că am văzut o carte asta.
Acum o pun la mijloc, cartea aceasta, nu știu pentru cine ar putea să fie. Cineva nu și-a deschis sufletul. A fost foarte defensiv, da, uite. Și cât timp personajul acesta nu și-a deschis sufletul și a fost defensiv, s-a produs... o stare de confuzie și de oboseală. De oboseală, că așa se întâmplă. Judecata. Oh, clarificăm judecata. Asul de cupe invers. Încă stă și judecă. De ce nu ați putut? Aici sunteți voi, da? Semn de apă. Nu ați oferit voi, eventual, poate voi ați fost defensivi. Poate, pentru unii. Am zis, cartea a apărut, dar nu știu exact când. Era schimbată în setul de cărți. Își doresc să transforme acest as, acest potențial emoțional, în poziția normală. Eu așa simt. O să clarific și asta. Foarte posibil ca nici ei să nu fi arătat emoțiile care le simt și din cauza aceasta, ia să clarificăm. Dar mai întâi să clarificăm, ia uite, ei simt multe emoții, 9 de cupe, da? Dar nu le-au arătat, nu le-au oferit. Și aici este judecata. Vor să se gândească, se gândesc cum să transforme. E, invers. Da? Cum să transforme lucrurile, situația. 9 de cupe, spânzurat. Nebunul. Nebunul, da. Vor un nou început. Da. Sunt foarte emoționați în prezența voastră, foarte fericiți, dar nu arată. Și trebuie echilibrată, că de-aia apare și justiția. Trebuie echilibrată situația. Ei trebuie să aleagă între a o lua de la zero cu voi, eventual nebunul și 9 de cupe, sau o relație acasă în care au un personaj... de foc. Regina, în acest moment așa simt. Regina și cu încă 4 de bâte, deja 4 și cu 1, 5, se creează conflicte. Probabil că acasă au pe cineva care se poartă negativ. Varianta negativă a reginei de bâte. Așa simt. Clarificăm puterea și regele de monede. De ce simte scorpionul? Oh, da. Deci vreți un nou început. Și voi vreți să aveți un nou început care vă... aveți puterea aceasta. V-ați abținut, ați așteptat, ați lucrat cu voi, da? Și acum vreți un nou început. Cum fi semn de pământ, e treaba voastră. Vreți un început care vă aduce stabilitate cu un om care vă aduce stabilitate. Femeie, bărbat, nu contează. Eventual cu ei, după ce au fost conflicte, după ce v-ați simțit, da, manipulați emoțional... Eventual, pentru că acum văd cărțile altfel, da, am zis că vreți un nou început, este nebunul, da, vreți să ieșiți, cum am zis mai devreme, să tăieți acele lanțuri, mai devreme, adică la prima etalare, să tăieți lanțurile karmice, situațiile care v-au ținut pe loc și să intrați, să ieșiți din cerc și să manifestați, să luați această bâtă. Și ce interesant este că după 5 de monede, după ce rezolvați conflictele interne, simțiți că aveți puterea, da, puterea și inspirația ca să manifestați ce? Aici sunteți voi sau alt semn de apă, dar eu zic că sunteți voi. Să manifestați cu luna, aha, cu luna plină, cu luna nouă, pentru cei care știu, să manifestați întâlnirea cu sufletul pereche. Ia uite, luna, regina de cupe. Regina de cupe, ia uite și 2 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche, această mare bucurie, mare bucurie. Asta vreți. Că veți oferi voi, că așteptați să ofere ei acest valet de monede, să facă un gest, da? Care să pună bazele unei legături spirituale de lungă durată, unei, da. Asta vă doriți, asta simțiți. Ia să clarificăm judecata și asul de cupe invers.
Marea preoteasă invers. Vor să vă dezvăluie, interesant, vor să vă dezvăluie, Marea preoteasă iar puteți fi voi sau semnul peștilor sau semnul racului pentru unii dintre voi. Așa, dar vor să vă dezvăluie de ce nu s-a putut manifesta emoțional, de ce nu v-a putut împărtăși, din niște motive. Hai să vedem totuși, ia. Da, au fost într-un blocaj mental, în niște gânduri negative, în niște legături karmice care au ținut așa într-un cerc, am vorbit, da? Cercuri karmice, cercuri magice, am mai vorbit și la balanță, că mi-mi place duplexul ăsta. Și își doresc să ofere, iar numai valetul este asul de monede, să ofere din pasiune, că simt multă pasiune și multă dragoste, să ofere ceva practic, pentru că și au plâns, și au regretat și au trebuit să se vindece. Poate au fost unii, da, ia uite. Pentru unii posibil semn de aer, mai mult sau mai puțin. Sau au trebuit să se vindece de un semn de aer, iar variază că sunteți mulți, etalarea colectivă. Ideea este că aceste suflete perechi iar nu s-au putut bucura pentru că au trebuit să experimenteze această stagnare. Casă, de ce se experimentează stagnarea? Ca să schimbați perspectiva, să primiți inspirație divină și să înțelegeți lecția. Hai să vedem totuși ce vrea să dezvăluie. Ce vrea să dezvăluie. Eu am zis acum ceva. De ce e Marea preoteasă invers? Nu și-a ascultat intuiția de la început, pe de-o parte, dar acum să zicem că judecă, primește inspirația divină. O, da. Lecție spirituală. Probabil că au început să... Nu, probabil, asta e. Așa spun eu. Au început să înțeleagă. Lecție spirituală, judecata... Și vor să exprime. Temperanța, vindecare. Probabil și ei în această perioadă s-au vindecat. Regrete. În această poveste de dragoste. Repet, pentru unii poate au avut un semn de foc în preajmă. Și vor să se separe de acest semn de foc sau semn de aer. Vor să închidă un capitol cu ei. Pentru unii. Dar pentru alții, pentru majoritatea, eu zic că au învățat și ei să se echilibreze și iar conexiunea cu divinitatea, că e Jupiter, varianta pozitivă. Clarificăm nebunul pentru scorpioni. Au venit destul de cărți. Ia uite! Și voi, în această perioadă, v-ați vindecat de confuzii și, cum am spus mai devreme la prima parte, treceți unii dintre voi, chiar faceți această transformare, schimbați broscuța din poziția anormală în poziția fiziologică. Renunțați la confuzii. Dacă e un semn de aer v-a creat aceste confuzii, vă vindecați și vă găsiți fericirea în voi, echilibru în voi. Zic semn de aer pentru că e semn de aer, nu este obligatoriu. Oricine. Cine v-a creat confuzii, cine a avut prea multe opțiuni și v-a pus în aceste situații de decepții, da? Răni sufletești, v-ați vindecat, luați sabia aceasta de jos care a apărut și la prima parte și, repet, poate să fie adevărul pe care voi îl vreți să-l manifestați. Și adevărul este că noi trebuie să ne găsim dragostea în noi ca apoi să vină. În viața noastră. Ia uite, 6 de cupe. O relație profundă, foarte profundă, din altă viață sau din copilărie sau din tinerețe. Un semn de aer sau semn de pământ. Cineva nu a comunicat, clar. Ia apare și luna, secrete. Dar vreți un nou început. Vreți să vă bucurați de viață? Vreți să fiți independenți, să vă creați stabilitate? 9, 8 de monede, amândouă. Și să vă înțelegeți emoțiile, să vă vindecați emoțiile care oricum vă creează conflicte. Da, vreți vindecare. Și în momentul, și sunteți conștienți că în momentul în care vă vindecați, puteți manifesta un nou început în viața voastră. Clarificam nebunul, care și el înseamnă un nou început, da? Mai dăm un pic despre... 3 de cupe.
Se dorește întâlnirea cu sufletul pereche, reuniunea dintre voi doi, după ce până acum cel puțin unul a fost defensiv. L-am pus la mijloc acum. Clarificăm eremitul. Taur sau balanță? Pentru unii. Clarificăm eremitul. Asta. Eremitul înțelege. Iar găsește lumina în aceste cărți. Iar regina de spade are lumină. Eremitul are lumină. Are parte de o revelație acest personaj. Înțelege lucrurile. Ia uite și vrea să meargă. Către voi. Către soare. Voi le aduceți soarele și luna. Vă completați. Yin și yang. Masculin și feminin. Da. Iar apare 9 de monede pentru unii. Interpretați cum vreți acum. Ce trebuie să facă scorpionii? Ce? Multe. Să așteptați? Nu. Să sperați. Am văzut 3 de bâte, speră și 3 de bâte. Ia să vedem cum a picat. 10 de monede invers. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, din interes, rupeți legăturile karmice și pentru că aceste legături karmice vă blochează fericirea. Da, vă blochează. O să spun, dar vreau alt mesaj mai clar. Ce ar trebui să facă scorpionul? Să vă găsiți valoarea, să vă găsiți perechea. Ce frumos, ce frumos, că sunteți bărbați, femei, nu contează. Deci a apărut aici puterea și regele de monede. Și apoi sfatul este să deveniți regine de monede, adică să vă găsiți, să vă apreciați. Iubește, ce frumos, ascultați și partea întâi, da? Of, îmi cer scuze de gălăgie, da? Love who you are, asta face regina de monede. Îmi cer mii de scuze. Este foarte nervoasă, poate și din cauza lunii pline. Ce ar trebui să facă? Ia uite. Aveți o nouă perspectivă despre dragoste, despre cuplu divin, despre sufletele perechi, despre sufletele gemene, o nouă perspectivă. Da. Cineva a fugit și acum, teoretic, ar trebui, da, pentru că s-a consumat în această fugă de dragoste, teoretic trebuie echilibrată situația. Ce ar trebui să facă partenerul scorpionului? Ia să vedem. Ce ar trebui să facă? Sunt multe. Wow! Partenerul scorpionului. Mult marcaj pe semne de aer. Pe semne de aer. Sau o persoană care gândește foarte mult. Nu neapărat că are vreun soare acolo. Are marcaj în semne de aer și gândește mai mult decât e cazul. Dar e genul de, sau cel puțin a fost și atunci trebuie să schimbe. A fost genul de om care își dorea lucrurile rapid, da? Care spunea lucrurile într-un mod nedelicat, fără menajamente, că asta face cavalerul de spade, care plăcea să aibă ultimul cuvânt, să aibă victorie cu orice chip, cu alte cuvinte își manifesta ego-ul în discuții. Posibil a fost și a treia persoană. Dar acum trebuie să se schimbe și să iasă și el, cum am zis la mai devreme și la nebunul, da? Să iasă din cercul karmic care produce durere și să iasă. Să iasă, ca să se schimbe energia, să se schimbe norocul. Ia uite. Și într-un mod neașteptat, poate să vină și această împăcare, la care s-a gândit foarte mult. S-a gândit foarte mult la voi. Cum să se vindece și cum să vină cu reușită. Asta e. E un pic isterică. E lună plină și în vărsător, care vărsătorul, nu am zis, nu sugerez musai că ar fi isteric vărsătorul, dar luna în semnul lui Uranus nu e prea calmă, da? Ea este încă micuță, e, ce puțin așa se vede, că e mică. Are un an de zile, e înaltă, dar în mintea ei se joacă și numai cu bolovani. Ce vă blochează? Numai cu bolovani, am dat păpuși, am dat mingi, jucării.
Aici, schimbare. Ce vă blochează? Ok, ia uite. Cine fuge? Minciunile, măștile, cel care fuge, da? Repet, un semn de aer pentru unii. Dar trebuie vindecare ca să puteți manifesta, să aveți victorie în creștere. Hai să vedem. Clarificăm 7 de spade. Mii de scuze. De-aia nu-mi place mie să fac aici în ultima vreme. Ia. Ce? Scuze de câte ori pot. Ia. 7 de spade. A trebuit să vorbesc eu mai tare și mai mult ca să acopăr gălăgia pe care o face. Da? Acest... Ia uite. Au fost secrete. Au fost minciunele, strategii mentale, jocuri mentale. Cineva a fugit de voi, Luna. Da? Eventual a fost un trio la locul de muncă. Vorbim de blocaje, da? Nu vorbim de chestiuni pozitive. Posibil, ca să nu vorbim doar de triouri, cineva s-a concentrat, a fugit de voi ca să meargă, nu știu, să muncească. Să muncească, să-și construiască un echilibru, să muncească. Asta în cazul în care nu a fost o a treia persoană, da? Ce vă susține? Deja? Patru de monede, echilibru, stabilitatea și 3 de băte, speranța, așteptarea. Dar nu e o așteptare în care vă plictisiți sau nu faceți nimic, sperați, încercați să anticipați, că asta face, să vă uitați în viitor. Și asta faceți în momentul în care primiți inspirația divină. Și 4 de monede înseamnă în acest context, așa îl simt, stabilitate, tradiții, țineți de tradițiile voastre, de valorile voastre, mai ales dacă trebuie să, unii dintre voi chiar trebuie să deveniți regine, da? Să aveți abundența voastră și vine abundența, ați primit infinite abundance, da? La partea întâi se leagă, dar vine în momentul în care vă urmați calea. Acel nebun poate să aibă... Să se refere și la o nouă direcție în cariera voastră, care va aduce bucurii, da, nouă de cupe și abundență și regina de monede. Și repet, în momentul în care sunteți pe calea cea voastră, se deschid ușile, voi începe să vă simțiți bine și vine și perechea potrivită. Deci, ideea este și la ei la fel. Și la ei la fel. 4 de monede se referă și la ei. Să fie mai stabil, nu atât de agitați. Niște persoane destul de agitate mental. Eu așa le văd, ia uitați. Cavalerul de spade, 5 de spade, 10 de spade. Bine, era așa. Trebuie să schimbe. Să devină mai stabil. Aici e sfatul. Dacă ei probabil că erau... Am văzut niște cărți. Și zic probabil că se poate proba. De-aia folosesc acest cuvânt. Se poate proba ceea ce spun. Au fost mai jucăuși. Sau nu și-au dorit o relație tocmai stabilă. Sfatul este, asta vă susține, împăcarea, reechilibrarea. Sfatul este să fie un pic mai pământeni, mai practici, să spere și ei. Și să respecte tradițiile. Și vorbim de tradiții, de spiritualitate, pentru că au avut și marea preoteasă invers. Asta înseamnă că la un moment dat au fost secrete. Au deja eremitul. Eremitul înseamnă că e o lecție spirituală pe care au trebuit să o învețe. Înțelegeți, da? Ia. Țineți la independența voastră, în sensul, nu neapărat, ca să puteți manifesta această legătură spirituală și stabilitate. În ce sens? Independență. În sensul că nu vă pierdeți în relații, nu vă pierdeți esența. Asta vreau să spun. Majoritatea oamenilor în relații oferă mai mult decât, nu majoritatea, unii, oferă mai mult încât uită cine sunt. Și uneori și scorpionii au această tendință să uite cine sunt, să uitați de visurile pe care le aveți, de ambițiile pe care le aveți. Da, aveți sfatul să fiți regina de monede, să deveniți regina de monede. Să vă păstrați autonomia,
intelectuală, emoțională, da? Să nu vă lăsați copleșiți de gânduri negative, de emoții, de lacrimi, de supărare când v-a vorbit. Ah, nu v-a vorbit. Da, știu, e neplăcut. Credeți că eu nu am trecut. Sunt convinsă că și ceilalți colegi de-ai mei care fac tarot, toți trecem. Cine nu povestește, nu spune despre lucrurile astea, probabil că au o jenă, nu știu de ce au o jenă, de adevăr. Dar adevărul că toți trecem. Chiar dacă suntem în postura de a fi profesor, de a învăța, de a fi ghiz pentru unii și pentru alții. Și profesorii se... Și un profesor universitar tot timpul trebuie să fie la actualitate, să se școlească, da? Ca să-și păstreze poziția. Și noi trecem prin situații, vă înțelegem pe voi și în acest motiv încercăm să vă dăm, cel puțin eu, să vă dau sfaturile cele mai bune. Nu vă pierdeți esența, rămâneți, construiți-vă valoarea, reconstruiți-vă valoarea. Evident că nu se referă doar la valoarea materială. Valoarea voastră, întoarceți-vă la iubiți-vă și întoarceți-vă la ceea ce vă place să faceți. Cam această etalare, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă mulțumesc că mi-ați suportat-o pe Hansa. Și, eu știu, poate data viitoare nu o să mai fie nevoie să fac așa gălăgie. Vă pup, pa, pa, pa!